Lucrările de reabilitare la Colegiul Național Mihai Eminescu au fost reluate, iar conducerea școlii spune că modernizarea este gata în procent de 90%. Chiar și așa însă există 4 clase care încă trebuie să vină după masă la ore din lipsă de spații. Deși avem o întârziere, proiectul trebuia să fie finalizat la finalul anului trecut, 2022. Momentan putem spune că stăm bine, s-au reluat lucrările și avem perspectiva ca în maxim 3 săptămâni, când vom începe modulul 4 de învățământ, să putem să intrăm într-o normalitate, în sensul că elevii să fie numai în programul de dimineață. Momentan se lucrează la ultimele săli de clasă de la parter. O mare problemă în momentul de față o reprezintă transportul elevilor care vin după masă la ore. De aceea, directorul Marius Crăciun a precizat că odată ce ultimele 4 săli de clasă de la parter vor fi gata, se va depăși și această situație neplăcută de acum. Estimarea este ca în jurul lunii martie-aprilie reabilitarea lor să fie încheiată. Mai sunt lucrări de efectuat la sala de sport și câteva pe exterior, dar nu ne-ar afecta din punct de vedere al programului școlar, ceea ce este foarte important pentru copii. Am avut perioada asta dificilă de iarnă, când clasele a noua s-au rotit dimineață după masă, greu cu transportul, greu cu autobusele, cu microbusele, deci au fost probleme. Sigur că au încurcat puțin aceste aspecte, dar acum trebuie să înțelegem că pe de o parte ele trebuiau făcute. Așa că din punctul ăsta de vedere ne adaptăm. N-avem de ales. Procesul de reabilitare al Colegiului Național Mihai Eminescu Baia Mare a început în urmă cu câțiva ani, însă o bună parte a lucrărilor au fost executate pe timpul pandemiei de coronavirus, când elevii au făcut școala mai mult online. Reprezentanții instituției de învățământ speră ca cel târziu în luna mai lucrările să fie gata cu totul și să scape de șantier.